Bună ziua. Aș vrea totuși să mai aplaudăm încă o dată pe toată lumea că e un nivel foarte ridicat. Îmi place, adică discutăm pe zona aceasta de digital, discutăm despre retail, discutăm despre fast moving consumer products și îmi place foarte mult faptul că văd atâta inovație. Și mi se pare fenomenal faptul că am ajuns deja să aud subiecte, exact așa cum aud și prin Germania sau prin Austria, când mai mergem pe la diverse evenimente, aceleași subiecte pe care le au clienții, fie că sunt SAP sau sunt potențial clienți de SAP, în aceeași direcție. Și asta înseamnă că și piața noastră a ajuns la un nivel de maturitate în care noi trebuie să adresăm aceste subiecte. O să vedeți mai multe slide-uri spate. în spatele meu. Sunt anumite elemente pe care le-am adăugat, dar într-adevăr, speech va fi unul puțin separat. Pentru că, într-adevăr, dacă noi discutăm despre interacțiuni consistente și faptul că în acel moment noi pierdem consumatorul, în momentul în care noi nu-i livrăm ceea ce așteaptă, ceea ce își dorește, ceea ce vrea sau poate, câteodată... Poate ceva ce el nici nu știe că își dorește și noi știm totuși, pentru că am adunat informațiile despre el. Bineînțeles, într-un mod compliant GDPR, absolut. Nu este niciun semn de dubiu în acest loc. Trebuie să discutăm puțin despre ce înseamnă integrarea sistemelor. Până să discutăm despre datele consumatorilor, până să discutăm despre... Ah, am văzut prezentarea domnului de mai devreme de la App swing, cu zona de Google, AdWords, SEM, SEO, above the line marketing, under the line marketing, cam, capacitatea pe care noi o avem ca și companie să avem o strategie de comunicare de marketing, mixul de marketing. Această zonă este customer facing, să-i spunem așa, este strategia pe care noi o avem în așa fel încât să ajungem la client. Dar cine este clientul nostru? De foarte multe ori uităm cumva cine este clientul sau cui ne adresăm. De ce spun acest lucru? Este un cerc vicios în care toți facem parte, că și noi suntem clienți la rândul nostru. Și noi apreciem în momentul în care compania cu care noi interacționăm, în care lucrăm, atât în zona de B2C, cât și în zona de B2B, are aceste date despre noi. Și nu o să-mi dea mie oferte pentru pamper și în condițiile în care eu nu am copil, poate am o pisică. Și vreau să am acces la acele produse cu un anumit discount sau în funcție de ceea ce oferă respectivul, respectiva companie. De ce spun că este foarte important ca datele să fie unificate? Sunt foarte multe zone și am auzit foarte multe prezentări astăzi, de-a lungul zilei până în acest moment, în care se discută foarte mult despre proces, se discută foarte mult despre funcționalități, ceea ce mi se pare fantastic, este foarte bine. În același timp, sunt convins că mai apar anumite întrebări în zona de comunicare între sisteme. Ce se întâmplă în zona de IRP? De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în zona de IRP? De ce nu avem rapoartele așa cum trebuie? Sau de ce totuși în zona de online, de platformă de e-commerce, indiferent ce platformă este aceea, de ce acolo am anumite rezultate sau am, am, am anumite situații pe care nu le pot regăsi în zona de ERP? De ce am probleme pe zona de facturare? De ce nu s-a livrat ceva la timp? Tot acest proces, pentru că este un proces, de la quote-to-cash, lead-to-cash, production-to-cash, post-sales, tot. Este un proces iterativ care se perfecționează în timp. Și exact cum au fost și toate concluziile de astăzi, avansăm și mergem din ce în ce mai repede înspre viitor și este un galop. Și la un moment dat pierdem din perspectivă, pierdem ceva foarte important. Pierdem clientul. Pentru că clientul va resimți noi considerăm că avem această diferențiere între back office și front office. Ceea ce să zicem că ei văd uh, social media campaign să le zicem așa de pe Facebook, de pe YouTube, văd reclamele sunt superbe, sunt frumoase. Dar în momentul în care nu se respectă așteptarea consumatorului, acest lucru va conduce către o disonanță cognitivă, să spunem așa. Și problemele care apar Pot apărea chiar și din zona de back office, pe care noi o considerăm oricum nu se vede de către clientul final, dar se simte. Și aici este o propunere, este o strategie a SAP în care noi nu discutăm doar despre componente de soluții. Până acum eu n-am spus niciun produs al SAP-ului. Și nici nu o să vorbesc despre produs. Eu o să vorbesc despre conceptul de cum se face business. Pentru că SAP are experiență de 50 de ani, 51, în peste 25 de industrii, 98% dintre companiile top 100 folosesc SAP. Dar noi nu discutăm doar despre back office sau front office. Noi nu avem această perspectivă de silozuri ca să poți să o pun cât mai plastic și să o și puteți vizualiza. Pentru că vorbim de departamente de contabilitate, departamentul de aprovizionare, departamentul de logistică, departamentul de vânzări, departamentul de marketing, etc. Toate aceste departamente fac parte dintr-un flux, iar acest flux trebuie să fie reprezentat foarte bine cu tehnologie. Și această tehnologie și această unificare a platformei pe care se lucrează atât că este dată către consumatorii interni, pentru că avem stakeholderi interni, satisfacția propriilor noștri angajați că își pot face treaba și sunt oglinda, până la urmă, companiei noastre față de clienții noștri, B2C sau B2B. Suntem prezenți cam în toate industriile și în special pentru că ne aflăm astăzi aici avem soluții specifice end-to-end, -end, atât pentru zona de retail, cât și pentru zona de fast-moving consumer products. Așa că, soluțiile specifice, de fapt, la ce se referă? Vorbim despre best practice, vorbim despre industry solution, care sunt specific făcute. De exemplu, în zona de utilități, există un proces care se numește moving move out. În momentul în care v-ați mutat, sau ați intrat într-o chirie sau vreți să faceți contractul de curent electric sau de gaz. Este acest proces de move-in, move up. Acest proces deja există în soluție. Că vorbim despre zona de ERP, că vorbim despre zona de CRM, că vorbim despre zona de customer data, acest proces există și se regăsește obiectul respectiv în fiecare soluție, astfel încât să nu mai pierdem timpul cu integrările. Astfel încât colegul de la contabilitate sau colegul de la vânzări în momentul în care s-a dat drumul la o ofertă să nu trebuiască să facă upload manual sau să lucreze câteva zile că nu are situația, să zicem, dunning făcut pe, acel, pe acea locație, pe acel loc de consum. Și sunt și alte detalii mult mai specifice, dar nu are sens să intru în ele. Dar pot să dau un exemplu pe zona de, pe zona de retail, să-i spunem așa zona de replenishment sau zona de segmentare. Avem aceste idei și concepte care deja sunt puse în aplicare de către domnii de la Auchan, domnii de la Peni. Este fantastic și mi se pare un drum care va deschide foarte multe oportunități din mult mai multe perspective. Nu doar perspectivă de business, dar și perspectiva interacțiunii umane. Se va pune mult mai mult accent la un moment dat când vom avea tot automatizat și cu artificial intelligence și tot către această interacțiune face-to-face. -face. În zona de retail este foarte important cum suntem noi prezenți în fața clientului. Este foarte important cum ne adresăm clientului. Chit că el este B2C sau el este B2B, absolut, sunt anumite diferențe. Dar, în primul și în primul rând, este foarte important să înțelegem care sunt obiectivele noastre și să ne aliniem obiectivele în spiritul clientului pentru acest lucru, ca să nu avem durerile de cap cu nu ai și raportul, trebuie să mă duc la IT să scot un raport. Mă așteaptă colegul de la marketing să dăm drumul la o promoție pentru anumite produse. Nu mi-a dat șeful de la e-commerce, să zicem, bannerul pe care eu aș vrea să-l modific și nu am reușit să-l... Toate aceste lucruri în acest moment sunt cumva externalizate și sunt în locul, acolo unde ar trebui să fie. Sunt acolo către departamentul care trebuie să se ocupe de acest lucru. În momentul în care ne vedem și punem la punct o anumită strategie sau vrem să facem un lucru nou, vrem să creăm o nouă linie de business rapid, avem nevoie de ceva rapid. Nu tehnologia trebuie să fie în centrul nostru de atenție, ci businessul, omul, clientul. Și ca să putem să facem chestia asta, să fie omul în centrul atenției noastre, noi trebuie să avem suportul tehnic, tehnologic, precum și oameni pregătiți să facă acest lucru. În acest moment, SAP-ul oferă, o să spun un nume de soluție, ca să spun un nume de soluție, Business Technology Platform. Este o soluție în care se dezvoltă low-code, no-code. Acesta este doar un exemplu prin care oameni care nu știu să dezvolte tehnic pot face anumite aplicații sau pot face anumite microservicii în cadrul activităților zilnice. Bineînțeles, discutăm despre integrarea soluțiilor, discutăm despre faptul că de-a lungul procesului de business, de... În momentul în care se începe în zona de producție sau în zona de ERP, în momentul în care avem un bun, avem o comandă și mergem către zona de fulfillment, toată această zonă are și un layer de inteligență artificială. Este un cockpit care se numește JUL. În acest moment este dezvoltat și este folosit chiar în acest moment de foarte multe companii. Deja au dat startul pe această zonă și acest copilot, să-i spunem, ajută foarte mult cu acele evenimente sau acțiuni repetitive pe care le avem, în așa fel încât să ne concentrăm pe valoare, să creăm valoare și să ridicăm valoarea ceea ce facem noi ca și activitate zilnică. Acesta este un slide în care sunt prezentate zonele de customer experience pe lângă ERP, cu, cu toții presupun că știți faptul că SAP este o soluție de ERP, zona de S4HANA și zona de public cloud, atât private cât și public cloud, dar în același timp noi adresăm și zona aceasta de customer experience. Chit că vorbim despre zona de CRM, în care avem zona de vânzări, zona de service, chit că vorbim despre zona de date ale consumatorilor, să putem să vedem ce își doresc, cum își doresc și cum putem să-i adresăm mai bine, atât în zona de consimțământ, identitate, ca să fie totul OK, din punct de vedere GDPR, aplicații mobile, loialitate, absolut orice funcționalitate sau absolut orice direcție în care compania vrea să se dezvolte. Există soluțiile puse, puse la dispoziție de către SAP, împreună și cu o zonă de marketing automation, customer engagement, zonă de loialitate, precum și zona de platformă de e-commerce. O platformă de e-commerce care. Pentru noi, noi nu facem diferența propriu-zis între zone de B2C și B2B. Pentru noi este business to everybody. Rămâne la latitudinea clientului ce anume funcționalități și acceleratoare va folosi pentru a-și îndeplini obiectivele de business. Și acum sunt câteva, câteva exemple despre anumiți clienți la nivel global care au făcut o trecere către zona de SAP. Sunt atât din zona de FMCG, sunt și din zona de producție, sunt în zona de manufacturing. Noi observăm un trend foarte accelerat atât către zona de B2B, de a avea platforme self-service pentru clienți. În care, într-adevăr, există foarte mult standardizat prin prisma experienței de foarte mulți ani pe piața globală, dar în același timp există și loc pentru a personaliza în funcție de nevoile fiecărei companii. De exemplu, la Lion, mi se pare că este o companie din Australia, pe zona de producție de bere, ei au avut 15 soluții legacy pe care au reușit să scape de ele până la urmă cu ajutorul la 3 sau 4 soluții de la SAP. Pentru că noi intrăm în zona de proces, noi vedem procesul și vedem că există de foarte multe ori redundanțe. Există anumite soluții care au anumite date, există silozuri de date, pe care în momentul în care începem și vedem exact unde este overlap ajungem la concluzia că putem să eficientizăm mult mai mare. Deci, automat, top line, bottom line, eficiență, oamenii sunt mult mai mulțumiți, mult mai fericiți, li se simplifică jobul și pot lucra la anumite să zicem așa, campanii sau obiective de KPI pe care să poată să și le îmbunătățească mai repede. Există de asemenea și zona de dezvoltare personală. Vorbim despre tehnologie, dar nu, cum am spus mai devreme, nu tehnologia este obiectivul. Tehnologia este un ajutor ca să putem să ne îndeplinim Ceea ce avem de făcut, să ajungem acasă la ora la care trebuie, să, ved, să simțim că am învățat ceva și să simțim că putem să creștem, să simțim că avem de unde să învățăm și mai multe. Și există într-adevăr și această zonă de educație în, în SAP, în care există cursuri care se pot face self-learning self și la fel, oamenii sunt, au la dispoziție atât materiale pe care le pot parcurge în timpul. Pe care și-l doresc ei, sau cu ajutorul unor trainer, sau în funcție de cererea și nevoile care există la acel moment. Există. Sunt foarte multe zone și nu aș vrea să intru în detalii pentru fiecare, le-aș lăsa așa, doar ca să le vedeți în timp ce vorbesc, pentru că sunt foarte multe elemente super, super, super specifice și nu aș vrea să intru chiar în toate, dar există, există anumite. Principii de dezvoltare sănătoasă. Și este foarte important să plecăm de la niște premise sănătoase de business, clientul în centrul lor, și să avem suportul tehnologic în așa fel încât să putem să realizăm ceea ce ne-am propus. Cam asta ar fi mesajul cu care aș vrea să vă las, și în același timp, un alt mesaj cu care aș vrea să vă las ar fi faptul că în momentul în care alegeți să mergeți pe orice drum, indiferent că este SAP sau că este orice altă companie, trebuie să aveți alături un partener în care să aveți încredere. Acel partener, o să vă certați cu el. Dar o să vă certați cu el pentru că și el vrea să facă o treabă bună. Și aș vrea să, nu știu, cumva să îndemn la, la empatie, la, la relaxare, la, la calm și să, să ne uităm într-adevăr Acolo unde lucrurile sunt, sunt cu adevărat importante, și acela la sfârșitul zilei, când am tras linie, să se vadă veniturile, 59 increase in contactable customers. Asta. Să se vadă plusurile. Asta. După ce s-au văzut plusurile, și cu mesajele de satisfacție ale clienților, și faptul că au început să redeschidă, înseamnă că se face ceva bine. Orice tehnologie se ia, se achiziționează, se implementează, trebuie să fie dublată de un efort de change management. Modul în care s-a lucrat în trecut și domnul David Oglu a subliniat foarte bine acest lucru, trebuie o schimbare și această schimbare este dificilă. De aceea trebuie cu calm și cu răbdare, dar nu este imposibil să se realizeze. Atât timp cât premisele sunt sănătoase, iar tot ceea ce avem noi în punctul de dezvoltare, să fie unificat, să nu mai avem silozuri, deja problema este pe jumătate rezolvată. Cel mai important este să știm exact de unde vin datele, cât de importante sunt acele date, cât de relevante sunt acele date și ce vrem să facem cu ele pe viitor. 100%. Aveți foarte multe date cu care nu faceți nimic în acest moment. Trebuie doar găsit un punct de la care să plecați. În așa fel încât să puteți să realizați ceva minimal. O, un exemplu, o idee de segmentare la un client de-ai mei, a dus într-o lună de zile la o creștere de vânzări spectaculoasă. Când spun spectaculoasă, chiar este spectaculoasă. Un gând de a prelua anumite informații din trei sisteme, din păcate ca să poată să realizeze o campanie mult mai fructuoasă de marketing. Deci, încercați să... să fiți creativi, ceea ce cu siguranță sunteți, că am văzut și sunt foarte plăcut impresionat și vă mulțumesc pentru astăzi. Și cu siguranță dacă sunt întrebări și pot să le răspund cu mare drag, vă mulțumesc foarte mult.